uitați ce echipă tânără, puternică, dinamică, competentă avem în jurul nostru, care generație își cere dreptul de a asigura un viitor copiilor noștri. Ne interesează foarte mult să privim spre viitor și dacă în alte localități colegii noștri o ofertă cel puțin la fel de bună pentru aceste localități și ei luptă pentru performanță în Constanța, este vorba de supraviețuire, este cu totul altceva, trebuie să ieșim din această subdezvoltare și din această mizerie în care PSD, în principal PSD, dar și celelalte partide și PNL ne-au înfundat timp de peste 20 de ani. Este scandalos să-ți premiezi apropiații, să-ți premiezi consilierii, să-ți premiezi pe cei care în primul rând au cântat ode și cântă ode PSD-ului, lui Decebal Făgădău și lui Felix Stroie, cu terenuri de sute de mii de euro în Constanța. Trebuie să avem în vedere condiții egale pentru toți cei care merită într-adevăr să primească astfel de recompense din partea constanțenilor, trebuie să primească premii egale și nu diferențiate pe criterii politice și pe bază de osanale aduse PSD-ului. Știți că printre alți oameni care au primit titlul de cetățean de onoare, unii dintre ei pe merit, evident, fără discuție, se află personaje de genul lui Felix Stroie. Și Felix Stroie, poate mulți constanțeni nu știți, este chipurile cetățean de onoare al acestui oraș, în condițiile în care avem cel mai aproape, cel mai ridicat preț al apei, alte chestiuni legate de aceste tunuri pe care le trage Decebal Făgădău. Știți foarte bine că are de gând să semneze, a spus public, să semneze contractul pentru întocmirea planului urbanistic general. Nu, domnule Decebal Făgădău, opriți-vă din această mizerie pe care o pregătiți, pentru că nu dumneavoastră veți trasa liniile directoare de dezvoltare ale Constanței pe următorii 10-20 de ani. Dumneavoastră vă veți face bagajele, veți semna proces verbal de predare-primire și veți pleca acasă pe 27 septembrie. Constanțenii s-au săturat de maniera asta, de minciunile astea pe care le-a aruncat cu nerușinare de fiecare dată, de modul arbitrar și barjocoritor în care vă purtați cu constanțenii. Uitați-vă care este starea a fostului spital CFR, în ce stadiu de degradare se găsește acolo. Și n-ați făcut niciun demers pentru a rezolva această problemă și a face niște locuri de joacă. Faceți câteva spoieli, schimbați trei borduri înainte de alegeri și mai credeți că veți păcăli pe constanțeni. Sunteți o rușine pentru partea asta tânără care vrea să schimbe România în bine, pentru că, din păcate, sunteți contraexemplul pe care îl pot folosi alții atunci când eu spun, domnule, eu întreagă clasă politică tânără care vrea să intre în această luptă politică și să schimbe România în bine. Sunteți tineri și ați făcut de râs toată generația asta. Trebuie să plecați acasă cu toate bagajele și cu toate avantajele pe care vi le-ați creat an de an. Angajații primăriei, angajații firmelor din subordine care își fac treaba, trebuie să stea liniștiți. Cine e competent, cine dovedește că face treabă, asta ne dorim în Constanța, să facem echipă cu toții, indiferent de partidul politic, pentru a duce Constanța înainte. Noi cheltuim în Constanța sume exorbitante, sute de milioane de lei, pe o administrație ineficientă. Și vă spun, în primii ani nu vor fi resurse bugetare foarte mari și va trebui să facem economie. Nu vom putea face de la învățământ, nu vom putea face de la sănătate, dar vom face economie de la aparatul propriu al primăriei. Am comandat și noi un sondaj, pentru că e adevărat, e un efort financiar foarte mare, dar eu cred că este important să avem o imagine cât mai aproape de realitate. De-a lungul timpului, sondajele au avut erori mai mici sau mai mari, dar nimeni sau foarte puțini și-au permis de-a lungul timpului să-și dubleze procentele cum o face PNL-ul, spre exemplu, în Constanța. Deci e o manieră rușinoasă de a face politică și de a încerca să se meargă pe ideea votului util. Cum că vezi, doamne, lupta aceasta este doar între candidatul dumnealor, da? Care
în paranteză fie spus, nu are mari calități care să-l recomande, ci face parte dintr-o altă generație pe care vrem să o ajutăm, de la care vrem să primim poate niște sfaturi, dar care nu poate schimba Constanța asta în bine. Și și-au permis să arunce tot felul de astfel de făcături, să le spun, astfel încât în zilele următoare vom ieși cu propriul nostru sondaj, necosmetizat, așa cum este, eu am convingerea următoare, pentru că se vede lucrul ăsta și pe stradă, se vede din alte sondaje care au apărut de curând, este la Constanța o luptă între ei. Și repet, diferența între noi și ceilalți, dintre noi și PSD și dintre noi și PNL, este aceea că noi nu avem în spate nici mafii, nici moguli și oligarhi, nici interese dubioase. Noi avem în spate o întreagă generație de tineri care vor să schimbe lucrurile radical în bine în Constanța și îi avem alături de noi pe constanțeni. Dacă ne uităm pe exercițiul financiar dintre anii 2016-2019, vom observa niște cifre dramatice, și anume faptul că veniturile totale ale localității noastre sunt într-o scădere de aproximativ 25%, în măsura în care cheltuielile totale scad și ele, dar scad cu o proporție de numai 5%. Acest lucru este coroborat cu faptul că fondurile europene sunt absolut inexistente, ceea ce ne duce cu gândul și la faptul că celelalte cheltuieli sunt de cele mai multe ori drămuite total deficitar, ineficient și de multe ori prin prisma inerției. Orașul nostru este complet deficitar și nu atrage fonduri nerambursabile, nu atrage nici din Programul Național de Dezvoltare Locală, nu atrage nici fonduri suficiente de la bugetul național de stat. Alte orașe atrag fonduri efectiv foarte mari în acest sens și avem de a face efectiv cu un oraș care este în subdezvoltare, nu atrage fonduri pentru investiții și alocă fondurile pentru cheltuieli, așa cum am spus de la bun început, în mod inerțial și total deficitar. Avem, în același timp, putem să tragem un semnal de alarmă asupra faptului că înregistrăm la Constanța venituri din vânzări de active, din vânzări de terenuri și imobile. Efectiv, în timp ce la Cluj, spre exemplu, se înregistrează venituri din concesiuni și închirieri din astfel de active, Constanța nu face decât să își scoată la mezat activele. Nu mai departe de în următoarea ședință de Consiliul Local vor urma să fie propuse și astfel de vânzări de active. Această rectificare bugetară vine după o perioadă de pandemie în care cu siguranță nu au fost înregistrate venituri la bugetul local pe măsura așteptărilor, pentru că am trecut, după cum bine știm, am trecut printr-o perioadă efectiv delicată din perspectivă economică cauzată de pandemie. Și totuși primarul Făgădău dorește să crească veniturile de la 630 prin această rectificare bugetară, să crească veniturile de la 633 de milioane de lei la 773 de milioane de lei. Deci practic o creștere cu 140 de milioane de lei din PIX. Nu reduce cu gândul acest aspect decât de la faptul că în anul 2020 vom avea de a face cu un deficit bugetar. Așa cum în anul 2019 am încheiat bugetar, din punct de vedere bugetar am încheiat cu deficit, în timp ce un oraș cum este Clujul și alte orașe se încheie pe excedent bugetar, noi ne afundăm în deficite bugetare. Vreau și eu să transmit constanțenilor să aibă încredere în echipa USR Plus, să aibă încredere în Stelian Ion, este un candidat cum nu a mai avut Constanța în ultimii 100 de ani probabil, sau din perioada interbelică. Și nu exagerez deloc și sunt convins că nici în viitor, dacă nu vom ști să alegem la alegerile din 27 septembrie, nu ne vom mai întâlni cu o astfel de oportunitate pentru orașul nostru. Colegul meu, Remus Negoi, este de departe cel mai bun candidat și cel mai meritos, aș zice. Dacă ne uităm la oferta electorală a PSD-ului, care vine cu o persoană controversată, care în perioada dinainte de 89 a făcut parte din organele acelea de represiune, de securitate, care s-a îmbogățit în toată perioada asta în care Constanța a sărăcit. Dacă ne uităm la oferta electorală venită din partea PNL-ului, cu o persoană
slab pregătită, care nu știe să lege două vorbe în limba română și care singura realizare în toată perioada asta, în ultimii ani, a fost aceea de a se îmbogăți din mii de contracte cu statul, mai ales cele primite din partea PSD-ului, cu care are prietenii foarte strânse, și vedem pregătirea profesională a colegului meu, Remus Negoi, faptul că are un doctorat în economie luat pe bune, pe merit, pe muncă, faptul că are o afacere proprie și știe ce înseamnă greutățile unui om de afaceri, unui liberal adevărat. Pentru că asta înseamnă să fii liberal, să știi care este zona aceasta de economică, zona aceasta de comerț, care trebuie să funcționeze foarte bine și care trebuie ajutată. Pe raza municipiului nostru se află niște obiective foarte importante care nu sunt în subordinea Consiliului Local sau în subordinea primarului, ci sunt coordonate și administrate de Consiliul Județean, și de aceea este obligatorie această colaborare. Mă interesează foarte mult soarta complexului muzeal, mă interesează foarte mult ca proiectele din acea zonă, Muzeul Național de Istorie și Arheologie, dar și ansamblul din jurul acestui muzeu, mozaicul roman, toate zonele, toate siturile aceste arheologice să fie puse în valoare. Mă interesează să facem proiecte comune pentru a ridica Constanța din punct de vedere cultural și social și economic, și de aceea, exact cum ați observat, o colaborare permanentă cu Consiliul Județean este obligatorie și le recomand tuturor constanțenilor să ne dea votul nu doar pentru primărie, nu doar pentru funcția de primar și Consiliul Local. Este foarte important pentru că sunt mulți constanțeni și contează în acest algoritm al votului, contează mult votul constanțenilor și pentru Consiliul Județean. Mesajul meu este acela de a-i vedea pe colegii mei, care sunt foarte activi, se deplasează în toate localitățile din acest județ, îi rugăm să vadă faptul că am reușit să intrăm în legătură directă cu ei și să deschidem foarte multe filiale, e adevărat, nu în absolut toate localitățile, dar important e că noi acoperim o zonă de 70-80% din absolut tot județul. Există toată deschiderea din partea noastră și exact ce vrem să facem pentru orașul Constanța, vrem să facem și pentru celelalte localități, astfel încât pe fonduri europene să se ridice nivelul de trai și modalitatea în care trăiesc efectiv oamenii, să simtă că trăiesc într-un oraș civilizat, că sunt respectați, că este curățenie, că sunt locuri de joacă pentru copii, ca unde să-și ducă copiii la grădinițe, la școli foarte bune și așa mai departe. Sunt chestiuni cu care ne lovim zilnic și noi și care ne preocupă.